arme de ultimă generație, muniție de 9 mm și multe emoții. Prima competiție de tir de agremeni în Constanța s-a desfășurat la poligonul Zipescort. Care intrați, am rugămintea să vă dați telefonul pe silențios, pentru că nu vrem să deranjăm ceilalți trăgători. Zeci de constanțeni au luat linia de ochire la prima ediție a Cupei Zipescort. Potrivit regulamentului, concurenții au avut de parcurs etape de precalificare, iar cei mai buni au ajuns în finală. Pe scurt, au existat două probe, precizie și foc grupat. Deși nu toți au trecut mai departe, concurenții au fost încântați. Am obținut calificativul maxim la această țintă, dar se putea și mai bine. Deci un trăgător bun le trage grupate pe toate. În același loc, cam așa trebuie, au toate. Acesta a fost un prim pas în renașterea tirului sportiv pe litoral. Zipescort intenționează să organizeze în viitorul apropiat competiții pentru copii în poligon. Inițiativa se bucură de sprijinul medaliatului cu aur la Jocurile Olimpice de la Londra. Tirul de agrement pe care îl practică cei care vor să vină să tragă fără a fi nevoie să aibă permis de portarmă, pot veni și copii, pot fi învățați, pot fi trimiși mai departe să calce pe urmele lui Alin Moldoveanu, să fie olimpici, să îi luăm din fața calculatorelor, unde știm cu toții că sunt pasionați de șutere, și să-i aducem într-un poligon în care învață ce înseamnă disciplină. E un sport curat, unde este foarte greu să fii furat. Noi de asta avem o manie în România, doamne, m-a furat arbitru. E, aici nu prea. Nu prea are cum. Este un impact pe țintă care este indiscutabil.